În comuna Mireșumare pare să fie început un război între localnici și un paznic de vânătoare a unui fond privat. La sfârșitul săptămânii trecute, doi câini au fost împușcați de acesta. Proprietarul, un crescător de ovine, a prezentat situația pe o rețea de socializare, unde a postat și fotografiile cu animalele omorâte. El afirma că patru pezii se aflau în apropierea oilor și aveau jujeu la gât, așa cum cere legea. Este vorba despre o bucată de lemn care se pune la câinii de stână pentru a nu ataca animalele sălbatice. Incidentul s-ar fi petrecut în zona Remeț pe Someș. Chelința. Cătălin Chișoierul s-a adresat poliției după acest incident, mai ales că, spune el, în total 7 câini au fost omorâți de acest paznic pe nume Andrei Mureșan. Poliția a demarat propriile verificări. Urmând ca în funcție de cele constatate să dispună măsuri. Ce este interesant este faptul că au dispărut și câinii uciși la câteva ore de la comiterea faptei, iar paznicul este suspectat de sustragerea patru pezilor. Pe de altă parte, primarul comunei Mireșumare este revoltat și afirmă că localnicii s-au săturat de această situație. Acel responsabil al fondului de vânătoare se vede proprietar, de fapt și de drept asupra terenurilor noastre și nu se supune nicior unor reguli de bune moraluri și de omenie. Ca atare, nu este primul caz în care a împușcat câinii oamenilor, i-a împușcat și în sat, i-a luat, i-a pus. Am înțeles că a mai fost un caz când a rănit o femeie din Romă. Este o tensiune nedescrisă atât în comuna Mireșumare, atât în cât și în orașul Urmen, deci în satele aparținătoare Urmenului, respectiv Chelința. Ce să vă mai spun de Valea Chioarului și Oncuta. Acest om, fără să se supere, ar trebui să predea armele, ar trebui să dea fondul de vânătoare unor oameni care pot și sunt capabili să ducă o relație de bună înțelegere. Cătălin Chiș face un apel pe Facebook în care solicită ca proprietarii de câini omorâți să-i se alăture în demersul său.